Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu o înghețată de căpșuni cu banane. Am tăiat căpșunele cu bulețe și cu banana și le-am pus la congelat. S-au congelat. Și am să le pun aici, în acest mixer. Și am să stropesc cu puțină zeamă de lămâie. Și eu am să pun și câteva picături de, puneți de coniac, de, ca să nu facă prea multe cristale. Deci am pus cam 4 căpșuni așa mari la o banană. Le-am tăiat, le-am spălat și le-am pus cu bulețe în acest vas. Și acum o să punem pe înghețat. O să le punem în mixer. Acum am să pun puțină zeamă de lămâie. Câteva picături de alcool. Acesta este opțional. Puțin. 2-3 picături. Acum am să pun capacul. Aceasta este cea mai simplă înghețată. Și am să mixez. Este aproape gata. Că este gata. Ia uitați. La consistența. Cum este. Și o băgați la frigider. Și când aveți poftă de o înghețată, o scoateți și poftă bună. Gheață, ia uitați. Înghețată de căpșuni cu banane. Arată foarte bine. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă sănătate, o seară frumoasă. Vă pup dulce pe toți. La revedere!